Salut, pare din Republica Moldova și din România. Suntem astăzi în prima zi a lunii august. Suntem cam la 100 și un pic de kilometri de casă, în centrul Republicii Moldova, mai precis. La invitația unui prieten am venit să petrecem zilele de odihnă aici împreună și, ca de obicei, când mergem la un apicultor, nu există să nu mergem și pe la stupină, să vedem stupișorii. Vreau să-l prezint, îi spune domnul Iuri Canțăr, satul Teleșeuca, raionul Orhei. Are domnul, dar să spui el, câte stupine ai, câte vetre? Am plin vetre în jurul la 140 de stupi. Vorbește un pic mai tare. Cât am? Am din 2016, m-am apucat de lucru, încetșor. Așa să vorbim, este, lucrăm, avem, numai sănătate, dar și... Da. Spune unii ne aflăm acum. Noi suntem la Teleșeu, spunem așa, spun la noi, sectorul ăsta, spunem în Poiana, așa se zice. Lângă Ocolul Silvic, Teleșeu. Asta e prima vatră, pentru că acum prima. Asta, toate familiile mele sunt tineri, sunt familii formate anul ăsta, cu regini tineri. Asta noi le-am pregătit pentru anul viitor ca să... Familie de producții vor fi. Da. Sunt și stup varsat pe jos, uite. Da, și-au fost făcute. Și îmi place, Iuri, la tine, uite, platformele astea apicole care sunt făcute, adică refăcute, sau cum să spun, din niște remorci de la tractor, da. Lungite baza de platformei. Îmi plac cum sunt aranjați stupii. Se lucrează, spune, pe și fel de stup, și fel de ramă. Tripătrim. Eu practic numai tripătrim, fiind așa m-am învățat și așa m-am deprins și am început să lucrez, adică pe ramă de 300 cu magazin. Uh-huh. Nu știu de ce nu m-am aranjat și am rămas la tripătrim și iacă din 2016 numai tripătrim lucrez. Aș vrea să remarc aici, să prezint. Uite aici se vede, filmează Viorica. E tot salcii, dar copaci bătrâni când doi nu i-a cuprins, trunchiul, primăvara aici e rai, mai încolo, da, unii prezinți acum să arăt, uite acolo, asta e o fostă livadă de mere, care a fost abandonată, probabil are și stăpân, proprietar, nu, dar nu se lucrează. Asta a fost dat sub gestiune la Molsilva și Molsilva a osedit puieți de stejar și 5 ani zile a ținut Molsilva și a trecut înapoi la gestiunea primăriei. Așa și-o rămas. Da. Și aici, vreau, care-i treaba? Primăvară vă dați seama și dezvoltare și aici, pentru că am mers pe acolo, sunt foarte mulți pomi încă de meri care s-au, să spunem, dacă n-au fost lucrați, sau să-l bătășiți, sau cum să spun eu, nu-s lucrat. Vă dați seama, nu se stropește absolut nimic. Și în porțiunea asta, în terenul, pe terenul istia, începând de la sălcioară, care se vede foarte multe, au apărut măceșe, sulfine și toate florile de pe lume aici, iarăși primăvara o dezvoltare bună. După aceea, aceea și văd eu, Iuri, dacă îmi dai voie să spun. Uite, în partea aceea, la 200 de metri, pădurea de Salcâm. Pădurea de Salcâm la 200 de metri de aici. După pădurea de Salcâm am înțeles că aici ai tei. Da, avem tei și acolo. Uite, filmează Verica, uite așa ea să arăt, uite acolo. Pădurea de tei. Pădurea de tei la 500 de metri, probabil. Și aici avem floarea soarelui. Eu nu știu care apicultor și-ar dori ceva mai bun ca aici. Aici, de la bun început de primăvară și până toamna târziu, cules, dacă nu de producții de întreținere, oricum este. Plus aici este pe ovale, care sunt niște heleștei, văd, adică e o zonă mai umedă și pe timp de seșită, ani seșătoși, oricum este producție de cules, de nectar și de polen. Aici te-a stup, încă o dată ne întoarcem la familiile date. Pe platformă cât ai? 30, cu jos 12, 16, 17. Așa, în cap 45 de... 45, da. 45 în două rânduri. Ia să mergem să facem un tur de orizont așa. Pe o parte 15 stupi, da? Da. Și pe partea asta, la întâi, iar 15 stupi.
și plus 15 stupi în cap aici, uite, în, la transport, am în vedere, în spațiul ăsta. Un lucru destul de... și e bun lucru pentru că cândva pe timpuri, când îmi propuneam eu să fac pastoralul, să practic pastoralul împreună cu fiul meu, îmi propuneam să fac exact așa fel de platforme. L-ai agățat aici cu tractorul sau cu o mașină de mai mare tonaj și mergi, nu mai ai treabă, poți să mergi cu stupii deschiși noaptea, nu ca la pavilion sau închis, dai răcoare, aici avem și umbra, se vede foarte bine. Și nu-i pericol de sufocare a stupilor la transport, pentru că tot timpul au aer, nu sunt ca în, ca în pavilion, ca în camion, adică e ceva destul de bun. Și aici am văzut, eu mi-a plăcut, în orice caz mi-a plăcut foarte mult și zona, și stupii, cum sunt aranjați, cum sunt îngrijiți. Aici am înțeles că ai extras stupii ăștia odată, aici de jos și ai extras ceva și de sus, am înțeles că. Da. O selectiv, spune el, cum ai... Da, dintre ei a fost extras. Extras. Aici, pentru că am stat la discuții, că suntem veniți de ieri, floarea soarelui aici cam se termină și mi-a arătat domnul Iuri alte locații unde are, exact așa are, iar un... o platformă de asta apicolă plus stupi vărsați. Am văzut că are un lan de floarea soarelui care cred că are vreo 3-4 zile de când a început să se desfacă acolo. Adică încă un cules foarte bun. Problema e, cum a spus și el când am discutat, s-o cam uzat albina la cules, pentru că a fost cules, din cules în cules, aici vă dați seama, au mers tot timpul. Plus au mai făcut roieștea, o mai luat din familie de bază, au mai luat albina, au luat puieț, s-au mai slăbit și acum s-au mai uzat albina și problema ar fi că cam puțin albină pentru cules de acum. S-au mai redus populația, asta-i. Și stupii ăștia, Iuri, în și perioada anului ei făcut, adică familioarele astea, roiurile astea. Dacă anul ăsta la noi s-a primit cam primăvara, uleac s-a întârziat, mai a fost timpul, mai așa, mai spunem așa, undeva mă greșesc în mai, sfârșitul mai. Da, s-a făcut sfârșitul mai, adică două luni în urmă. Două luni în urmă, au 60 de zile de când s-a făcut roi. Am înțeles că a fost primăvara... Da, am fost la o polinizare la o livadă de migdale. La migdal, pentru că am discutat, mai spun că Iuri e mai zgârșit așa la vorbă, îl cunosc. La migdal, printre altele, ca să știe prietenii din România, că mult vizionează, apicultori din România vizionează canalul meu, a fost achitat. Da, da. A fost achitat. Nu doar polenizare, nu doar dezvoltare pentru albini, la albini, la familie, dar a fost remunerată munca. Să ne spui tu cât s-a plătit. Da, eu lucrez cu băieții de-a patrulea an, deja de când polenizez livada lor, și ei ne oferă 100 de leuți pentru un stup. Adică echivalent a 25 de roni pentru fiecare familie dusă. Câte familii ai avut dusă? 90 de familii am dus, eu venit cu transportul lor, ne-au aninat remorșile, le-au dus. Când s-a mântuit polenizarea, s-au achitat la timp, au aninat remorșile, ne-au dus acasă și asta tot. Și despre anul viitor ne 9.000 de lei. Da. 9.000 de lei, echivalent a aproximativ 2.200 de lei românești, roni. Foarte bine, 9.000, pe de altă parte, să spunem undeva 450 de euro. Aproximativ 450 de euro. Bun, este un ban în plus, să spunem, sau un ban care îl reinvestim în, în familie de albine, cumpărând tratamente, cumpărând cu tratamentele. Tratamentele folosesc mai mult și cel mai mult folosesc, practic și masă și folosesc acid oxalic și prin sublimare. Îl faci prin sublimare? Da, prin sublimare și văd că este efect. Chiar am observat că am și niște stupuri care au setcă pentru antivaroa. Plasa antivaroa, plasa varoa, fund da, antivaroa. Și, da, da. Și chiar am controlat și da, este efect și efect bun. Și de atunci, până când n-am schimbat tratamentul, vreau să încerc, de-am după cules, după extracție, să încerc să mai fac mai spre toamnă încă un tratament ori două, să văd după cât varoa scade. Și așa practic tot, cu mai mult cu acid oxalic. Am vrut să încerc cu acid islaute, formic. Dar e cam, nu cu situr, dar e problematic, acolo trebuie temperatură, trebuie chestii. Da, eu tot de formic mă tem. Da, da. Așa și... spun într-o cuvânt, mă tem, eu nu folosesc formicul. Și numai cu oxalic.
Bine, și să mai întrebăm. Producția la Salcâm? Producția la Salcâm a fost normală. Anul ăsta, da, într-adevăr, a fost. Față de anul trecut, spunem așa, dacă de la 50 de familii am scos 50 de kilograme de ieri, anul ăsta, mulțumim Domnului, este. O leacă este. Mai rău sunt și plus, minus, eu știu cât acolo, mă rog, fiecare după a lui. La mine, de pildă, am scos, spunem așa, la 18-20 de kilograme la stup. Oi, destul de bun, ai făcut și roier. Dintr-o sută de stup, da. Din 90 de stup, spui că ai avut în primăvară când ai fost la polenizare, 90, și acum sunt 140, aproximativ, ai spus, da? Adică plus încă vreo 50 de familii, adică a ieșit de la 2 stupi, 1, dacă să spunem că ai făcut un roi stolon, să spunem, de la 2 stupi, adică la sfârșitul mai, cum spui, abia se începe Salcâmul, la noi la sfârșitul lunii mai, cum la mine în 27 mai a înflorit Salcâmul, și clar că s-a luat din familie. Și atunci 18-20 de kg de mieri la familiile de bază, eu cred că e o producție destul de bună, plus roiurile care sunt, că dacă sau le folosești, cum spui tu, pentru că ai 4 ani, 5 de când, din 2016, da? Sau le folosești pentru extinderea stupinii, sau poți și să le vinzi și iar eu un ban, roiurile am în vedere. Foița ți-a crescut anul ăsta? Da, am crescut, m-am fost pregătit, m-am făcut, iarna am făcut 1000 de rame și nu ne-a ajuns. Au crescut tot foile, tot foițele care le-am pus, totul a crescut. Da, asta e un plus anul ăsta că au crescut și ai pus, totul a crescut. Eu zic să deschidem un roi de felul ăsta și noi am deschis câțiva, adică să spunem așa. Am văzut care e situația, dar vreau să vadă și oamenii care ne urmăresc, apicultorii. Dă mâna să te ajut. Uite cât e de plăcut aici să lucrez. E destul de larg între stupi. Adică cărarea asta. Și e destul de... E plăcut, e umbră. E umbră toată ziua aici. Acum nu s-ar, unii de, nu, de unde nu ar veni soarele, unii nu ar veni, e umbră. Uite aici și văd eu un stupul ăsta, ia dă-te mai aproape, Viorica filmează. Și văd eu un stupul ăsta, uite să văd ramele marginașe. E mieri căpășită, din coași iar mieri. În mijlocul, uite rame goale. Aici, dacă spui tu că ai mai extras, eu presupun că acestea au fost ramele care ai extras ceva din trânsele, parțial, așa să spunem, că practic exact lucru care îl fac și eu. Într-un moment când vezi că mai blochează, mai extrag câteva rame ca să... Presupun eu nu știu ce ai făcut. Nu, așa, am extras. Mă uitam care-s căpășite mai tare, care era de-am gata, atunci... Îmi dai de alta un pic? Da. Eu unii merg așa, îmi place să mă uit eu cu mâna mea, adică să eu cu mâna mea și să mă uit cu ochii. Ai așa fumător pe aici? Da. E destul de liniștită, dar... Vreau să scot o ramă, două marginașe de astea. Ei, uite, destul de frumos se vede, lucește mierea, căpășită multă, puțină, dar de la roi, albină este, corpul 2, adică cât de cât albină este, că nu spunem noi că e așa de multe, se reduce și la mine, de fapt, se reduce populația. Vedem și prin cuiburi, să vedem. Mă interesează iurie în cuiburi, pentru că la mine... blocaj total, exact și prezenta și nea Ilie. Așa e și la mine, numai că se face în fiecare zi, filmulez tot să prezint. Uite și am și cum am zis că mai... Așa, uite de aici, se vede mieri. De deasupra, adică coroniță, nu știu cât coboară coronițele. Destul de frumos. Și este, Iuri, și îmi place că asta e realitatea, înțelegi? Uite-ți două corpuri de meie. Nu ai pus patru corpuri, să spunem că arătăm niște turnulețe, nu știu ce, și să deschizi stupul să găsești foița necrescută sau de felul ăsta ceva. Doar să te lauzi că am turnulețe, am...
Aici mierii coboară până jos. Nu văd puiet deloc. Mă interesează în centrul cuibului și... Tot mierii, dar nu prea văd lucru măcii. Iuri, îmi pare că aici e o problemă. O văd și eu, dar nu. Îmi pare mie că nu ai mapă aici. Pare că nu ai mat, că nu este puiet deloc. Dar chiar deloc. Adică trebuie să-l iei așa la rezolvat problema asta. Nu, dar nu este mat. Nu este mat ca aici. Trebuie rezolvată problema. Asta ca să-și dea seama chiar și cei care ne urmăresc că nu a fost pregătit un stup pentru filmare și ceva, uite. Hai să deschidem altul. Ne facem așa o imagine completă. Uite, deșurubează ăsta de alături, chiar să vedem care-i treaba. Aici trebuie să-l iei la rezolvat. Așa, aici gratia nici nu ți-o mai pun. Sau s-o pun, haide s-o pun la... Să stea la locul ei, zic eu. Dă gratia, te rog. De asta e bine să mai ai... Să mai ai ceva măci de rezervă tot timpul în stupină. Acolo unde am fost noi pe altă vatră, vatra de fapt locul staționar unde iarna sunt pus stupii. Acolo am văzut exact ca la mine, ca la Nea Elie, lăz cu trei compartimente cu regine și i-a dus tu de acolo o regină, nu-i problema. Și vedem aici, uite în partea asta, verică. Uite, mieri, uite până aici. Aici văd mieri, trei rami goale. Iar nu știu care o fi, sau albilinul le-a umplut sau tu le-ai extras, dar dacă spui că ai mai extras din ei... Am extras, da, am extras. Hai să-l închid pe aici. Să vedem aici. Băi, dar e frumos aici la tine. Tot să stai? Cu niște ei, prieteni la grătare. E umbră, nu ca la noi soare. Da, la noi stau în soare stupii. Aici s-ar să simte, Ian e gratia. Aici s-ar să simte la mână. Să simte la mână. Jos, iar, se vede mieri. Vedem și aici și. Andă cu fumul un pic. Căzut de pe gratii, niște albine pe jos. Nu le scrivească. Macar și bine, uite, stupii ăștia s-au făcut puțin mai larg și 10 rame, adică uite, ai unde, da, ai unde lucra cu ei, ai spațiu, nu sunt la fix. Aici alt tablou. Alt tablou, așa nici nu se discute. Măcile noi, de 2021. Păi am înțeles, de unele ei. A, măcile singurile cresc. Oh, uite, bravo, aia asta îmi place. Tot de la mătale m-am învățat că ești. Uite, asta îmi place, când apicultorul își crește măcile lui. Da, fac o selecție. Și dacă sunt buni, se laudă că au făcut la buni, dacă odată o îmbară cu dânsele, nu spune la nimeni și gata, da, știi? Da, da. Dar nu dai bani. Da, aici e a doua ramă de la margine. Uite, aici e tot larvar, numai nu știu. Da, se vede, cred că. O ecluzionat, matca o pontat în loc. Aici ai cu totul alte tablouri. Acolo
trebuie rezolvat. Ei, ce mai vrei? Ce mai vrei? Uite așa, Ghini, să prezentăm și stupi care sunt mai buni, încă o dată repet, să roi. Și să prezentăm și probleme, uite, vrei, nu vrei, am dat de o problemă, aici e tot larvar. Larvar și ou, se vede pe margine, ecluzionează, uite, puietul. Pe partea asta la fel. E bine că nu a blocat, la mine sunt mult mai blocați. Aici, probabil, fiind măcile tinere, când le-ai adus, i-ai adus cu, dacă ai făcut roi, i-ai adus cu ramele goale. Da. Și au reușit măcile să, fiind și tineri în putere, au reușit să aibă prioritate aici, până au mai adus albina ceva. Fiind mai puțin albina, am în vedere culegătoare, ca într-o familie de producție. Până au mai adus albina, au pus măcile ouă, adică de când le-ai adus aici pe poziția asta. Păi și asta e stup bun, cred că în 10 rame de meie va intra în iarnă, la cât puiet este. Adică puietul ăsta, ca să fie clar, ăsta nu-i puietul care va fi albina de iernat, dar albina asta care va ecloziona din puietul dat, va putea crește un număr mare de indivizi pentru iernat. Pentru că azi avem 1 august, practic la noi în zona date, cam din ziua asta, din perioada asta, și pontează măcile cam până în perioada de 5 septembrie, am în vedere ponta, așa va fi și albină de iernat. Nu, aici gata. Aici gata, uite și matca, uite aici nu-i marcată. Da, se vede, cred, da, se vede că e tânăr, uite și așa. Adică cât avem pe ultima ramă, nu a fost 2, 4, 6 și rama de jos. 7 rame cu puiet, dar puiet bun. 7 rame cu puiet. Va fi albina care va crește, albina pentru iernat, va fi albina care va pregăti hrana pentru albina care va ierna. Îmi place, uite cât e de frumos. Nu se vede niciun fel de urmă de boli ale puietului, puiet compact, concav, căpășit, adică puțin bombat în afară. E problema atunci când vezi puietul prăbușit așa, căpășelul, atunci trebuie să-ți pui un semn de întrebare. Deci, da, o familie destul de bună, îmi place. Plus că și la... și în corpul de recoltă să simte că e ceva bun. Încă o dată, fiind roi, dacă și-au făcut ei singuri asta, rezerva pentru iarnă și ai mai extrage și tu ceva de la ei pentru tine, zic eu că e bună treaba. Măcele tinere, tot înainte, cum spune neaile ei. Ce să spun, Iuri? Mi-a făcut plăcere să ne cunoaștem, pentru că până acum, să spunem, ne-am cunoscut doar din sunete la telefon, pe Messenger și prin astea.